Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Vă propun o nouă temă. Ce este întreprinzătorul? El este persoana ce produce bunuri și servicii pe care urmează să le vândă consumatorilor. Categoriile de agenți economici sunt producătorii, distribuitorii, comercianții și prestatorii de servicii. Atenție! Nu confundăm aceste noțiuni. Un producător foarte rar îndeplinește toate aceste roluri. Principala întrebare la care răspunde antreprenorul este: ce să produc? El va crea noi bunuri și servicii ce vor fi utilizate de consumatori pentru satisfacerea nevoilor acestora. Este cea mai importantă întrebare. O a doua întrebare este: cât să produc? Cantitatea de mărfuri depinde de cererea de pe piață și de costurile fiecărui antreprenor. Sunt deciziile cele mai importante. Apoi, întrebarea unde și cu ce mijloace să produc finalizează practic modul de gândire al antreprenorului. Să nu uităm, producătorul este purtătorul ofertei. El stabilește prețul de vânzare și condițiile de vânzare. Sunt principalele lui atribuții. Alcătuiți o listă de termeni specifici întreprinzătorilor. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes! La revedere!